Pentru că sunt și băieții ăștia de la Oltenițean. Vreau să vă spun la toți care sunteți în sală că nu m-a încântat această demisie și că n-am fost de acord cu ea. A trebuit să ascult argumentele domnului viceprimar Cercel. Știu că mulți ne judecați prin prisma trecutului, dar ne judecați prin prisma trecutului ceva mai îndepărtat. Nu ne judecați pe trecutul apropiat, care înseamnă ultimele 7 luni. Eu vreau să vă spun că am fost foarte mulțumit de colaborarea cu domnul Cercel. Ce a fost în urmă a fost. Nici el, nici eu nu cred că avem de ce să renegăm sau să ne întoarcem ce am zis la vremea respectivă. Eu sper din tot sufletul că e clar că Mavrodin va fi ales fiind singurul candidat și fiind vorba despre un protocol încheiat pe care trebuie să-l respectăm. Eu îmi pun speranța că Cercel Florian, deja nu mai e viceprimar, pot să-i zic pe nume, se va ține de cuvânt și ne va ajuta efectiv în ce avem de făcut și de acum încolo. Va veni o perioadă extrem de grea pentru Nelu Mavrodin. Și eu până să ajung în primărie am crezut că e mai ușoară munca de viceprimar. Dar nu este. Și încă o dată vreau să-i mulțumesc public pentru felul cum a ajutat în astea 7 luni de zile. Da, păi eu zic că eu vă mulțumesc pentru apreciere. Vreau să vă reamintesc că pe lângă administrație locală, facem și politică, pentru că altfel niciunul dintre dumneavoastră n-ajunge aici dacă nu făceam politică. Politica este o necesitate. Conjunctura a impus ca să se formeze acest USL. USL-ul a funcționat, funcționează și va funcționa în mod obligatoriu. Noi avem ca obiectiv să schimbăm situația economică a municipiului Oltenița și a zonei noastre. Ori, pentru a ne atinge aceste obiective, suntem, sau eu știu, singura noastră soluție, pentru că suntem de la Oltenița, să zic așa, în relația noastră cu Călărașul, noi avem un statut special, este să ne facem lobby la nivel de guvern, să încercăm prin oamenii pe care noi i-am votat și dumneavoastră i-ați votat și noi am depus garanție pentru ei și au ieșit cu niște rezultate foarte bune, să schimbăm situația economică a municipiului Oltenița. La alegerile locale, la alegerile generale, am avut niște rezultate cum n-a mai fost niciodată în istoria zonei Oltenița. La deputați am avut 78,5% procentul pentru doamna deputat Raluca Surdu și la Senat am avut 76% pentru domnul senator Iulian Dumitrescu. Aceste procente obligă foarte mult cei care au beneficiat de ele, ne obligă și pe noi, pentru că cetățenii, dacă au votat, au votat pentru că într-un fel, noi am mers la ușa fiecăruia, deci tot ce înseamnă activul USL-ului, da? Și le-am dat un cec în alb. Deci, în mod obligatoriu, trebuie să se schimbe zona noastră. Eu, dacă nu o să mai, adică nu mai îndeplinesc funcția de primar, s-ar putea ca într-un viitor foarte apropiat să nu mai îndeplinesc funcția de consilier local, dar, în schimb, o să am șansa să creez lobby de așa manieră încât zona noastră să se schimbe.
Și ceea ce n-am putut să obținem până acum, am dorit să obținem de acum încolo. Să facem port turistic, sunt mai multe obiective pe care trebuie să le atingem la nivelul zonei noastre.